Sunt sărbătoarea mare pentru 7 frați din Timișoara crescuți de o mătușă după ce mama lor s-a prăpădit bolnavă de cancer, iar tatăl nu i-a vrut. Cea care îi crește se străduiește să le poarte de grijă, însă singurul salariu din casă nu le ajunge până la finalul lunii. În ciuda greutăților, copiii merg la școală, sunt cuminți și au note bune. Zici cum te cheamă? Andrei. Da, puteți să mă spuneți Bobica. Poți să spun Bobica? Da. Am înțeles. Am 6 frați, da. Tot cu mine 7 și avem doar o mătușă. Mama e în cer. Da? Da. De ce s-a întâmplat? A murit din cauza că avea cancer. Oh, sărăcuța. Care-i dorința ta? Să reînvie mama. Ți-e dor de ea? Câți ani e acum? 7. 7? La 3 ani am pierdut-o. La 3 ani? Andrei are 2 surori și 3 frați și, deși părinții nu mai sunt lângă ei, o mătușă, care are și ea o fetiță, nu i-a lăsat pe drumuri. Stau toți într-o casă închiriată cu 3 camere. Asta e o cameră, aici dorm 2 dintre copii. Aici mai avem un dormitor. Aici dorm alea mici, fetele dorm cu mine. Cel mai mic dintre copii are 5 ani, iar cel mai mare 14. Mătușa lor lucrează la cantina Facultății de Agronomie și câștigă puțin peste 2000 de lei. Cu banii primiți de fiecare copil de la stat încearcă să răzbată lună de lună. M-am gândit să nu-i despart. Asta a fost scopul meu. Să-i dau la o școală bună. Cum vă descurcați? Salariul nu este foarte mare, dar na, ei au niște bănuți care primesc bani de mâncare. E foarte greu cu chiria. Toți merg la școală ori la grădiniță. După amiază își fac temele la centrul de zi al bisericii din Giroc. Andrei este cel mai bun din clasă la matematică. Dacă nu îți faci temele, ce înveți? Nimic. Corect. Și dacă îți faci temele? Poți să devii ce vrei tu. Ce ai vrea tu să te faci când vei fi mare? Constructor. Că noi stăm în chirie și când crezi mare vreau să construiesc o casă pentru toți. Le oferim o masă caldă. După ce mănâncă, încercăm să pregătim lecțiile cu ei pentru a doua zi. Activități de relaxare, citim. Ce vă doriți cel mai mult? Să nu mai plătim chirie. Când vine luna de chirie, e greu. În toată Europa, aproape 20 de milioane de copii trăiesc la limita subzistenței. Dureros, dar adevărat, cei mai mulți dintre ei sunt în România, potrivit Asociației Umanitare Save the Children.